Bună ziua! Astăzi vom învăța despre prelucrarea perechilor de două elemente aflate pe poziții consecutive într-un șir care conține n numere. Să recapitulăm. Care sunt algoritmii pentru parcurgerea unui șir de n numere? Pentru varianta 1, cât timp mai sunt numere de prelucrat în șir, se citește un nou număr, se prelucrează și valoarea variabilei n, care reprezintă câte numere au rămas în șir, scade cu o unitate. Varianta 2. Se folosește o variabilă i, care va număra câte numere din șir s-au prelucrat. Parcurgerea și prelucrarea numerelor din șir se va termina când au fost preluate cele n numere din șir. Pentru prelucrarea perechilor de două numere aflate pe poziții consecutive într-un șir de n numere, se folosesc două variabile, x, care va reține valoarea curentă din șir, y, care va reține valoarea succesoare din șir după valoarea lui x. Aplicații. Pentru aplicația 1, scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n, cuprins între 0 și 10.000 și un șir de n numere naturale de maxim 9 cifre și verifică dacă numerele din șir sunt ordonate crescător. Se va afișa pe an un mesaj corespunzător. Ca exemplu, dacă avem 5 numere în șir, iar șirul de numere conține valorile 2, 5, 7, 9, 9, se afișează mesajul sunt în ordine crescătoare. Dacă avem 5 numere în șir, iar șirul de numere conține valorile 2, 5, 4, 9, 1, se afișează mesajul nu sunt în ordine crescătoare. Se declară variabilele și se inițializează variabila ok cu valoarea adevărată. Se citește valoarea care reprezintă câte numere sunt în șir pentru variabila n. Se citește primul număr din prima pereche. Se scade valoarea variabilei n cu o unitate. Cât timp nu s-au terminat numerele de citit din șir, se citește al doilea număr al perechii de numere curente. Se verifică dacă numerele nu sunt în ordine crescătoare. Dacă da, valoarea variabilei OK este schimbată. Se scade cu o unitate numărul de numere din șir. Se schimbă valoarea variabilei X pentru a reține următorul număr din următoarea pereche. Se verifică dacă numerele din șir sunt în ordine crescătoare și se afișează un mesaj corespunzător.
Aplicația 2. Creați un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr natural n, apoi un șir de n perechi de două numere care reprezintă capetele unui interval de formă, interval închis AB, și va afișa pe ecran intervalul care cuprinde cele mai multe numere întregi. Dacă există mai multe astfel de intervale, se va afișa cel care are capătul inferior mai mic. Ca restricții și precizări, A și B sunt numere naturale cu maxim 9 cifre. Exemplu, dacă avem 3 intervale, iar șirul de numere conține valorile 4, 5, 6, 9, 1, 4, se afișează 1, 4. Se declară variabilele și se inițializează variabila OK cu valoarea adevărată. Se citește valoarea care reprezintă câte numere sunt în șir pentru variabila n. Se citește primul număr din prima pereche. Se scade valoarea variabilei n cu o unitate. Cât timp nu s-au terminat numerele de citit din șir, se citește al doilea număr al perechii de numere curente. Se verifică dacă numerele nu sunt în ordine crescătoare. Dacă da, valoarea variabilei OK este schimbată. Se scade cu o unitate numărul de numere din șir. Se schimbă valoarea variabilei X pentru a reține următorul număr din următoarea pereche. Se verifică dacă numerele din șir sunt în ordine crescătoare și se afișează un mesaj corespunzător. Exersați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre prelucrarea perechilor de două elemente aflate pe poziții consecutive într-un șir care conține n numere.